Bună seara. Mă numesc... Sigur, acum... Dacă puteam, imediat, la mine nu e. Că, de fapt, totul a plecat dintr-o... Eu nu mi-am putut să mă... Ce tot spuneai? Bună seara. Când a aflat nevastă mea câte sticle de vin am luat pentru sărbători, mi-a spus să le arunc. A trebuit să mă ascult pentru că femeia este omul cu care împărțim noi toate bucuriile și durerile și necaz și nenorociri și catastrofe pe care nu le-am fi avut dacă n-am fi fost căsători. Sau, cum spun... Sau, cum spunea un prieten de-al meu, avantajul burlacului este că poate coborâ pe oricare parte a patului. Așa că am luat sticlele și le-am dus la bucătărie. Am scos după primei sticle și am turnat vinul în chiuvetă, afară de un pahar pe care l-am băut. Am scos după din a doua sticlă și am făcut aceeași treabă la chiuvetă, afară de un pahar pe care l-am băut. Și-o tata, tot așa, cu cea de-a treia sticlă. Am scos după din a patra chiuvetă și l-am turnat în sticla paharului pe care l-am băut. Am scos sticla din următorul dop și am băut din ea chiuveta. Restul l-am aruncat la pahar, la canal, pe care l-am băut. Am scos chiuveta din următorul pahar, am turnat dopul în sticlă și am băut pe gât. Am scos din gât dopul și l-am turnat în paharul cu sticla paharului, da, pe care l-am dat. După aceea am început să socotesc cu o mână sticlele, cu alta paharele, cu alta chiuvetele, cu alta dopurile, în timp ce cu cealaltă țineam bucătăria, care s-a desmembrat. Am calculat, ieșeau 74. 74 ce? Am reușit să mai socotesc o dată și sticlele, și paharele, și bucătăriile, în afară de un aragaz și o butelie, pe care le-am băut. După ce m-am terminat, m-am culcat liniștit în lift. M-am trezit în fața blocului cu o cratiță în cap. Copii, m-au făcut sără om de zăpadă, pe care l-am băut, că nu mă las. Chiar acum mă duc să refac calculele. Calculele.